uit aici și nu-mi vine să cred că eu nu mă pot abține de data asta, chiar nu mă voi putea abține să gust din fiecare, nu știu ce ne-ai pregătit aici. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața, bine v-am găsit, băieți! Ce ne faci aici? Că nu se poate, nu se poate așa ceva, nu știm de ce să ne apucăm. Deci, o să facem un baton proteic pe care l-am făcut în avans, dar mai facem încă unul ca să vadă telespectatorii noștri pas cu pas cum se realizează. Uite, avem rețeta pe ecran, baton proteic cu fistic. Iată ingredientele. Tahini, cacao, fistic, miere, caju, fulgi de ovă și ciocolată ro. Cum adică ciocolată ro? E ciocolata aceea noastră pe care o facem. Acum nu o să pun în el, o să pun doar cacao pentru că a avut un mic accident, dar iese foarte bun și cu cacao. Okay. Wow. Deci uitați, aici am adăugat, am amestecat tot ce ați văzut pe ecran, am băgat la congelator și s-a întărit și puteți să gustați, uite, bătai câte o bucată să nu vă proteinizați prea tare. Ia să ne proteinizăm, să vedem cum arată, arată foarte bine. Și este foarte, foarte bun. Mă gândeam ce să fac, v-am adus și o surpriză, bineînțeles, fac o înghețată de banane cu aromă de trandafir. Trandafir? Da, este foarte bună. N-am mâncat niciodată cu trandafir. Da, uite, ca să facem noi gălăgia de la început, nu o să fie foarte multă gălăgie, deci avem niște banane congelate și facem înghețata ca să mâncați baton cu înghețată, de aia am adus-o. Cum e posibil să fie atât de bun? Și atât de simplu, da? Deci avem niște banane și o cremă de caju cu trandafir făcută de colegul meu, Ștefan, care cumva este acum coleg la bucătăria noastră de dulciuri. Și o să blendăm un pic, nu foarte mult, bananele nu sunt foarte congelate. O să facem un pic de gălăgie. Minunea s-a produs. Cu acest Thermomix, bineînțeles că facem foarte în repede. În câteva treaba. Secunde, Thermomixul acesta, uite ce a făcut. Eu mi-am și unul. Ia, da. Aici ce este? V-am adus niște kombucha, dacă ce vă place. Kombucha este o băutură care se realizează așa. Este o ciupercuță, care chiar așa se cheamă, kombucha. Ea este puiuț și se pune într-un ceai, ori negru, ori ceai de fructe aromatizat, de care doriți. Și ea se hrănește cu dulceața din ceai și își lasă niște substanțe foarte bune în... Nu-ți place? Și ce îți place? E foarte bun, doar că să mie să nu mă doară burta am după amestecul. Am înțeles, să nu amesteci prea da. Multe. Ce da. Efecte are? Este foarte bun energizant. Este o Coca-Cola, scuze că am zis, nu-i problemă, cert este că e foarte bun. Abia aștept veni să-l gust și din această înghețată. Da. Ea trebuia să fie un pic mai tare, doar că eu am congelat bananele în această dimineață și atunci n-a ieșit chiar foarte, foarte uscoasă, dar este foarte ok. Da, deci am fost entuziasmat de acea ciocolată, numai bine acest baton, dar nu ne spui cum l-ai făcut? Păi tocmai v-am zis, dar o să și facem imediat, da? Da, ok. O să pun o lingură aici cu care o să gustați. Mai folosim? Nu-l mai folosim. Ok, o să rezolv eu până atunci să ne uităm acolo. Puteți să gustați din ea, să mai puneți pe o bucățică de baton. Uite, vă dau la amândoi. Asta în loc de cornet, da? Uh-huh. Poftim. Dar de ce ne porți de grijă? Vreau eu, că bucata aia e mai mare, o vreau eu. Da. Uite, îți dau una mai mare. Ia, glumesc. Ia, uite, îți dau una mai mare. Se potrivește bine ciocolată cu roz. Cum e, Iosif? Îți place? Deci, o să amestecăm pur și simplu fulgii de ovăz. Îl iei din cadru? Poți să-l iei foarte bine, ca să avem mai mult loc. Chiar are aromă de trandafir. Da, este foarte faină. Și atunci mă dau eu un pic mai așa, da? Ca să... Wow, ce tare! Tahini, da? Tahini este foarte bogat în calciu, este foarte sănătos. O să iau lingura aceasta de la înghețată, că nu se supără. Mai avem una, dar punem și cacao și miere.
sincer, este foarte bun. Se pot pune și bucățele de migdale, de orice doriți în acest baton. Semințe de chia, semințe de cânepă, deci orice preferați. Uite, eu o să toc niște caju. Are zahăr prăjitura asta, batonul acesta? Nu, are doar miere. Are doar miere. Se poate face pentru cei care, să zic, nu vor să consume miere, se poate face cu sirop de agave sau de arțar sau de struguri. Deci există o multitudine de variante. Acum vom pune și caju aici, vom amesteca să se lege. El trebuie să stea un pic la rece, să se întărească. Mierea, bineînțeles, să nu o uităm. Tu ai rămas cu verdeața. Eu la fiecare rețetă trebuie mereu să-mi alimentez corpul, că cere pătrunjel și mărar. Am înțeles, e foarte bun, e foarte bun, e foarte sănătos. Nu e o dependență rea asta. Nu, este foarte bună și eu acasă mănânc foarte multă verdeață. Da. Uite, acum amestecăm pur și simplu și obținem ceva ca o plastilină. O să punem pe o hârtie de copt și o să punem deasupra niște fistic tocat să se vadă frumos. Se poate pune și zmeură din aceea liofilizată sau goji roșu, da? Să fie frumos. Stai, și ăsta e batonul? Da. Uite, păi doar că urmează să stea la rece. Simplu? Da, foarte simplu. Nu-mi vine să cred. Da, uite. Păi în mare parte e format din cereale, din din fulgi de... Da, poți să pui... Am pus fulgi ca să nu pun foarte multe nuci. Deci pentru cei care, să zic, nu vor să fie atât de caloric, o variantă care să lege foarte bună sunt fulgii. Dar cine nu vrea fulgi și îl vrea complet fără gluten, poate să pună niște migdale tocate, niște caju tocat, cum am pus noi. Da? Și acum o să punem o bucățică de hârtie aici. Da, e foarte simplu, oricine poate face. Credeam că e complicat. Dacă vă gândiți cum să vă surprindeți iubita, sunteți bărbați și vreți să gătiți, să faceți ceva dulce, că știți cum sunt fetele atrase de dulce, uitați, preluați această rețetă, o copiați. O să văd dacă este dulce. Și? Este. O faceți. N-are cum să nu fie că ai pus multă miere. Da, am pus. Dar trebuia să acopere și tahini și... Da, mierea e sănătoasă? Este foarte sănătoasă. Păi cum să nu fie? Are enzime vii mierea. Dacă, de exemplu, ai diabet, păi... Dacă ai diabet, poți să cauți o variantă care să fie mai puțin calorică. Dar, noi acum prezentăm rețete celor care... Pot, nu neapărat au diabet, dar vor să mănânce o variantă sănătoasă. De... O să încerc să-l turtesc așa, că altfel nu merge. Și o să mă șterg pe mâini. Îl facem ca un baton. O să presar și fisticul, care nu este foarte mare, și atunci merge să-l presar așa, să nu-l mai toc. Și după aceea îl vom da la rece și el se va întări. Și după și aia vom tăiați. Tăia pătrățele, o să rămână pentru colegii de după amiază. Și apoi avem acel rezultat? Și apoi avem așa, da, deci e foarte rapid. Îl pune la congelator sau frigider? Dacă vrei să se întărească mai repede, îl bagi la congelator. Dacă nu te grăbești și îl vrei peste 2-3 ore, poți să-l pui și la frigider. Dăm și mie o bucățică de hârtie. Da, fisticul, nu fistic, cajul acesta e prăjit. Este copt la cuptor, pentru l-am făcut, eu fac și unt din caju și v-am adus așa să gustați din el. Pentru că e foarte bun. Simplu ca bună ziua, uitați și voi ce simplu este, a ieșit aici. După noi o să-l lăsăm la congelator. O să-l lăsăm la congelator și îl vom tăia pătrățele și este... Și vă iese ceea ce vedeți pe masă. Ați văzut? Nimic nu e greu. Totul este posibil cu o bucătăreasă de nota 10 lângă voi. Dacă n-aveți una, cumpărați-vă. Noi avem aici mereu lângă noi. Mulțumim, Cristina, că ești mereu aici aproape. Și că ne oferi cele mai bune rețete vegane, ro-vegane. Acum, la final, ca să fim buni și să vă oferim încă o dată rețeta, nu ezitați și voi să luați un pic și o foaie și să notați. Baton proteic cu fistic, tahini, cacao, fistic, miere, caju, fulgi de ovăz și ciocolată ro. Și puteți să variați și cu alte
alte nucifere care vă sunt preferate sau semințe, cum am mai zis, de cânepă, de chia, fiecare ce semințe preferate are. Sigur, mulțumim mult, încheiem, Cristina! Să încheiem în mare stil, eu să mai gustăm. Gustă tu, Beni, gustă tu, pentru că știu că ești atras foarte mult de dulce. Mulțumim mult, numai bine, ne revedem data viitoare, până atunci, nu uitați, fiți mai buni! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.